Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Începem o nouă săptămână împreună și eu zic să fie una energică și de bun augur. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, Georgia. Cum ți-a fost weekendul? Ok, așa pe refacere, somnic. Pe relaxare și eu la fel am fost. Da, am avut o seară de fete, a fost foarte drăguț. Și eu cu băieții ne-a bătut o fată la un joc de fotbal. Nu mai este nimic de spus. Și, Georgia, știi că prima dragoste nu se uită niciodată? Da, știu despre tine. Am aflat foarte multe și abia aștept să te văd în această formulă, pentru că, bineînțeles, dimineața avem nevoie de informare, iar de aici înainte, Valentin este cel care se ocupă cu acest lucru. Apar noi detalii despre sinuciderea șocantă a ofițerului de la Serviciul de Informații și Protecție Internă Satu Mare. Bărbatul era tată la 2 copii și înainte să-și pună capăt zilelor a vorbit cu soția sa la telefon. Ofițerul MAI, în vârstă de 40 de ani, s-a sinucis într-o parcare folosind chiar arma din dotare. Trupul acestuia a fost găsit chiar de partenera sa de viață. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Sfârșit cutremurător pentru un ofițer din Satu Mare. Bărbatul angajat la Serviciul de Informații și Protecție Internă era tată la 2 copii. Ofițerul s-a sinucis în această dimineață cu arma din dotare în propria mașină. Din primele informații, se pare că omul legii a recurs la gestul extrem după ce ar fi vorbit la telefon cu soția lui. Dimineața, în jurul orei 8, soția acestuia l-a găsit decedat în vehiculul parcat pe un bulevard. Un martor care a vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere a încercat să povestească firul evenimentelor de noaptea trecută. Ora 1, să nu știu, când a venit mașina. Și după aia, fără mișcare, camera a oprit. Și după, la 2, cred că a trecut cineva și iar a mișcat camera și funcționează camera, au făcut filmare. După aia, mașina a fost aici. Și dimineață a venit, cred că soția lui sau cine a venit, a văzut. După aia, nu știu, au început să mișcă aici, au venit poliția, au venit și nu au venit. Mai departe, nu știu, nici el. Pare rău ce s-a întâmplat. Din păcate însă, nu este un incident singular. În ultimele luni, tot mai mulți angajați ai structurilor din cadrul MAI și nu numai, au recurs la gesturi extreme. Psihologii spun că pentru a diminua numărul cazurilor și a preveni aceste tragedii, este nevoie de o mai mare pregătire înainte să fie angajați. Armă pentru protecție. Dacă ai pentru protecție, ține acolo în tocul ei. Dar pentru treaba aceasta trebuie o școală de subofițeri făcută de la nivel de 2 ani. Ia să constatați dumneavoastră ce pregătire au acești oameni. Pentru că se intră în poliție aproape pe buletin la ora actuală. În plus, specialiștii spun că testările psihologice ar trebui să fie făcute mai riguros, iar oamenii legii ar trebui testați din punct de vedere psihic în cât mai multe ipostaze. Ieșiți, domnilor psihologi, din birouri și studiați comportamentul oamenilor, faceți analiza comportamentală în mediul real. Lipsesc cu desăvârșire testele proiective de personalitate. Colegii ofițerului se află la fața locului și fac cercetări pentru a afla cu exactitate ce l-a împins pe bărbat să recurgă la acest gest extrem. Președintele României va merge în Japonia și în Singapore. Klaus Iohannis va efectua între 6 și 10 martie o vizită oficială în cele două state. În Japonia va fi primit de împăratul Naruhito și de premierul țării, iar în Singapore se va întâlni cu omologul său. Consolidarea rolului României în spațiul Indo-Pacific este un obiectiv important al politicii externe a țării noastre. Vizita oficială în Japonia va include și o deplasare în orașul Kyoto pentru întrevederi la nivelul autorităților locale, conform comunicatului oficial venit de la Palatul Cotroceni. Georgia, aș dori să știu dacă atunci când erai mică, tu îți doreai să ai un card bancar. Nu că îmi doream să am un card bancar. La 14 ani fix am mers la bancă cu mama și mi-am luat un card. Și eu îmi doream foarte mult, mai ales când eram mai mic de 14 ani, când eram pe la 6, 7, 8, 9, 10 ani poate, pentru că mi se părea un gest așa de adult, știi? Mm-hmm. Să ai cardul tău cu numele tău gravat acolo frumos, să mergi să faci plăți cu el. Cred că încă mai am cardul de la 14 ani undeva printr-un sertar. Ei bine, Georgia, vreau să-ți spun că băncile au introdus opțiunea de carduri pentru juniori. Părinții pot face copiilor carduri, iar apoi să le dea un buget în așa fel încât să aibă propriile finanțe și să învețe să le gestioneze singuri.
Părinții care vor să-i responsabilizeze pe copii le pot face carduri la bancă. Specialiștii în economie spun că aceasta este o variantă extrem de eficientă de educație financiară. Astfel, cei mici vor învăța să pună bani deoparte și să-i cheltuie cu chibzuință. Cardurile de economii pentru copii sunt o bună metodă pentru părinți de a-și educa financiar copiii. Deci, practic, îi învață despre conturile de economii, despre economisire, despre cum să folosești un card de debit, să-ți păstrezi în siguranță PIN-ul și alte credențiale ale cardului. De asemenea, experții bancari spun că părinții pot controla în permanență ceea ce fac copiii cu cardul, iar mai mult decât atât, primesc notificări atunci când copilul își cumpără ceva. Părinții au control asupra acestui card și copilul poate să aibă aplicații online pe care să și-o gestioneze de pe telefonul mobil. Sunt și bănci care restricționează retragerea de numerar sau și majoritatea restricționează intrarea pe site-uri, de exemplu, de noroc sau nu pot face plăți cu un astfel de card pentru copii pe aceste site-uri. Și analiștii financiari precizează importanța vitală a procesului economic și spun că metoda cardului pe numele copiilor este o variantă extrem de eficientă de educație. Ne responsabilizăm copiii în privința valorii banilor, îi învățăm cât de important este să economisească pentru a-și îndeplini dorințele, fie că e vorba de o jucărie, de cine știe ce își doresc. Copiii trebuie să învețe simplu cum se fac banii, cât putem cheltui și cât de important este să se gândească la viitor. Părerile părinților sunt împărțite. O parte dintre ei se arată deschiși acestei opțiuni și spun că e o idee foarte bună prin care copiii pot învăța să se descurce financiar, în timp ce alții spun că nu sunt de acord să ofere carduri copiilor atât de mici. Da, eu am o părere foarte bună. E un mod de a economisi pentru copii și în câțiva ani de zile acești bani sunt utili pentru școală, pentru meditații, pentru diverse lucruri. În primul rând depinde de vârsta copilului. Dacă are peste 16 ani, să nu zic 18, da, cred că ar fi ok. Educația financiară ar trebui să se facă cumva prin niște cursuri, nu printr-o valoare sau printr-un card, în niciun caz la copii sub 18 ani. România se află pe ultimul loc în Europa la educație financiară. Mai mult de jumătate dintre români au dificultăți financiare în viața de zi cu zi, motiv pentru care nu reușesc să economisească. Iată, am ajuns și la finalul acestui calup de știri. Vedem că schimbările economice din ultima perioadă ajung să ne limiteze alegerile referitoare la locurile unde ne mutăm. Autorizațiile de construcție au scăzut cu peste 18% în ianuarie față de începutul anului trecut. Puterea de cumpărare a scăzut și ea, iar dezvoltatorii imobiliari încep să ridice cartiere noi în afara orașelor, acolo unde prețurile terenurilor sunt mai accesibile. Explozia dobânzilor a redus cererea de locuințe, iar ratele au devenit imposibile pentru mulți români. În ianuarie anul trecut, cu un salariu de 4.000 de lei, oamenii puteau obține un credit nou acasă de 420.000 de lei. Acum, cu același venit, aceștia pot să cumpere o casă de cel mult 253.000 de lei. Vânzările de case au scăzut pentru că oamenii nu mai au acces așa ușor la credite. Dobânzile au crescut puternic, iar condițiile de creditare s-au năsprit. Creșterea TVA la locuințele mai scumpe de 120.000 de euro de la 5 la 19% a agravat și mai mult această criză. Pentru mulți dintre români să-și cumpere o casă nouă a ajuns o adevărată misiune imposibilă, în condițiile în care pentru a lua un împrumut de 100.000 de euro, de exemplu, ai nevoie de un salariu de minim 9.500 de lei net. Din păcate, atâta timp cât vom avea inflație, prețurile caselor vor continua să crească, influențate de scumpirea materialelor de construcții. Nu este exclus ca pe fondul crizei imobiliare unii dezvoltatori să mai reducă din preț, dar nu mai mult de 10-15%. Oamenii se simt neîndreptățiți de noile credite pe care le pot obține acum pentru noua casă, mai ales că în România sunt foarte multe salarii sub 4.000 de lei. Ca să mai poată ieftini apartamentele, unii dezvoltatori și-au îndreptat atenția spre zonele rurale, unde terenul este mai ieftin decât în marile orașe. În primul rând, nu cred că susține populația din clasa mijlocie. Trebuie să ne gândim înainte de a lua. Că face banca lucrul ăsta, mie mi se pare normal, trebuie să fii sigur când dai un împrumut. Să dea cât cere omul, cât are nevoie.
Criza provocată de războiul din Ucraina, inflația, scumpirile din energie i-au făcut pe investitorii din imobiliare mai prudenți. Potrivit datelor oficiale, în prima lună a anului s-au eliberat cu aproape 20% mai puține autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Deci trendul în principiu s-a mai restrâns. A fost un trend, e adevărat că în piața mergea bine, conta prețul, pentru că în orașe erau mai scumpe, în periferie erau mai ieftine. Dar în momentul în care se blochează, prima dată elementele din periferie se blochează. Pentru că pătura aceea de oameni are cel mai mult de suferit la nivel de creditare. Iar astăzi zonele centrale merg mai bine decât zonele periferice. De exemplu, pe Cordanca, pe Otopeni, lucrurile sunt blocate în momentul acesta. Da? Pe zone pe la nivel de case și la nivel de apartamente, tot așa. Prelungirea Ghencea, militar, nu mai este un interes atât de mare, pentru că pătura socială respectivă are de suferit foarte mult. 7 din 10 case au fost construite în zone rurale anul trecut, adică în afara orașelor cu teren scump. Cluj-Napoca aproape s-a unit cu localitățile Feleacua, Pahida, Jucu, Florești sau Chinteni. Primăvara începe să-și facă ușor, ușor simțită prezența și sunt convinsă că Romina o să ne aducă vești foarte, foarte frumoase, motiv pentru care o invit alături de noi și aștept cu mare interes să aflu, Romina, care sunt temperaturile de astăzi. Avem parte de soare? Bună dimineața, Georgia! Avem parte de soare, dar nu scăpăm nici de ploaie. Temperaturile sunt în creștere, dar continuăm cu vreme ceva mai rece astăzi, iar în partea de sud și în sud-est este mai cald decât în mod obișnuit. După amiază, norii se vor înmulți și își vor face apariția precipitațiile prin Banat și Crișana. Va ploua în Maramureș și în Transilvania, iar pe spații mai mici prin Moldova vor fi precipitații mixte. La munte vor mai fi ninsori, prin munții apuseni vor fi și condiții de polei, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte, la altitudini mari mai ales, iar temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 4 grade, se vor atinge prin Miercurea, Ciuc, Suceava și vor urca până la 13 grade prin partea de sud a teritoriului. În București este o atmosferă mai rece, cerul va fi variabil, cu toate că a apărut soarele de dimineață, va fi temporar noros pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, maxima se va situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine valorile termice se vor situa cu mult peste normalul perioadei. Termometrele vor indica 17 grade Celsius. Cerul se menține variabil, astfel va fi o atmosferă mult mai plăcută. Iar poi mâine vremea devine deosebit de caldă. Cerul va avea norări trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, unde rafalele vor atinge 15-30 de km pe oră. Acestea sunt informațiile pentru moment. Ne revedem mai târziu cu mai multe detalii. Mulțumim, Romina, pentru aceste informații. Într-adevăr, iată că vine și vremea frumoasă. Să nu uităm totuși că luna femeii este cea care începe această primăvară. Ne apropiem cu pași rapizi și de ziua mamei, de ziua femeii. Iar nouă ne plac evenimentele, ne plac spectacolele, motiv pentru care pe data de 8 martie vă invităm la un spectacol aparte, Moving Mothers, bineînțeles cu un skepsis de rigoare, despre care aflăm mai multe pentru că, iată, astăzi suntem alături de Pixilia, o artistă, și de Claudia Ertegan, curator și fondator al Galeriei 2x3. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim tare mult că ne sunteți alături în această dimineață și că sunteți gata să ne explicați și ce înseamnă acel M, între paranteze, Moving Mothers. Chiar vreau să vă corectez. Titlul expoziției este The Woman Who Clicked the Shutter. Moving Mothers nu este o expoziție pe care o găzduim să o organizăm. Deci titlul expoziției este The Woman Who Clicks the Shutter, femeia care apasă pe trăgaci, care e un termen propriu al fotografiei și este un titlu al lucrării, s-a inspirat din lucrarea artistei Pixilia. Cred că rolul meu în cadrul acestei emisiuni va fi mai mult de traducător, dar vreau să corectez întâi titlul ca să urmăm sau să urmeze o altă întrebare. Mulțumim pentru această corecție. Aș vrea să aflu de la tine, Claudia, cum ai cunoscut-o în primul rând pe Pixilia, până când o întrebăm și pe ea cum s-a născut această expoziție.
Pe Pixie am întâlnit-o întâi online prin profesorul meu de la New York, care este cumva a creat legătura, Ellen Frame, cu care cred că amândoi am avut o legătură bună de la început. Și eu i-am povestit lui Ellen când a venit anul trecut în București pentru o scurtă vizită și am povestit cât de mult îmi plac lucrările lui Pixie și ne-am făcut legătura, ne-am întâlnit online și de acolo a pornit. Acum 6 luni, cam așa. Aș vrea să te rog, Claudia, să întrebi pe Pixie care este tema acestei expoziții și care au fost principalele sale surse de inspirație, care au fost emoțiile care au ghidat-o în conceperea acestei expoziții. So, Pixie, this is for you. What were the themes and subjects of the exhibitions, or what they are, and what guided you, or what was your inspiration, if you could talk about that? So the exhibition is my very long-term photo project called Experimental Relationship, which starting from 2007, that was soon after I start collaborating with my partner Morrow, and I met him in Memphis in school, and I kind of always collaborated with him for my photos. And this project is about our relationship and also about me using us as models for ideas of intimate relationships. Așa, voi încerca să fac un rezumat. Spun că ar trebui să fac o scurtă traducere. Nu știu cât exact va fi. Expoziția cuprinde fotografii dintr-o serie fotografică intitulată Relații experimentale, pe care Pixie a început-o în 2007 cu partenerul ei și iubitul ei din viața reală, Moro, care a fost inspirația și muza acestor fotografii. Având în vedere că e un subiect delicat, mai ales că noi nu învățăm despre relații de iubire la școală, deși cred că ar trebui să învățăm, aș vrea să o întreb, te rog, pe Pixie, cât de important este să avem informații despre ce înseamnă să fii într-o relație, ce înseamnă să fii compatibil, ce înseamnă poate un compromis făcut la timpul potrivit? So the question is a little bit more relationship-oriented, because at least in Romania, relationships or love relationships aren't necessarily something that we talk a lot about publicly or in school, or not in school rather than publicly. So what do you think about how important it is to manage your relationship in a sense of compromise, or what are kind of the important ingredients for a relationship to work? I think it's kind of similar in China. We don't talk about relationships that much. And also in China, women in a relationship is always, a second role, follows the man or be protected. And I think my idea of relationship changed after I met Moro. I found, because he's younger than me, and we kind of don't have this traditional thoughts about relationship together, I kind of freed myself to search for alternative possibilities in our relationship. So through collaboration in photos, we can achieve many, many interesting situations in a relationship that could have happened, but which is not usually happening. Okay, so in your photography, they became kind of a scene or like an alternative life or an imaginary part of the real relationship. Yeah, part of relationship. Like a imagination and part of based on a real relationship. But it's like the possibility that we can work together to create. Okay. Din nou, voi încerca un rezumat. Pixie mi-a spus că nici în societatea chineză nu este foarte comun această comunicare sau vorbitul despre relații. Acolo e o societate foarte patriarhală în care rolurile
sexelor sau rolurile feminin, masculin, a femeii, a bărbatului sunt foarte clar definite, în care de obicei rolul femeii este unul mult mai puțin activ și pentru ea s-au schimbat foarte multe dintre aceste paradigme când l-a cunoscut pe Moro, Moro fiind mai tânăr, cu 5 ani față de ea. Au avut foarte multe de învățat, având o relație destul de lungă și mi-a povestit destul de mult, din nou e greu să fac acest rezumat, mi-a povestit destul de mult care, cât de mult contează relația lor personală de iubire, care cumva se extinde și în fotografie. Adică în fotografie se extinde prin posibilitatea unor scenarii sau posibilitatea unor situații care nu există în viața reală, dar care sunt puse în scenă prin aceste fotografii. Sunt convinsă că sunt subiecte demne de dezbătut, mai ales că, uite, vorbim despre două societăți în care nu se abordează acest subiect, motiv pentru care invităm pe cei de acasă să vină alături de voi să urmărească lucrările expuse de Pixie. Vă mulțumesc tare, tare mult, mai ales ție, Claudia, că ne-ai ajutat și cu interpretarea în această dimineață și ne dorim să mai auzim de la voi. Mulțumim mult pentru invitație și noi sperăm să ne mai, să ne revedem cât de curând și ne vedem pe 8 martie la vernisaj. Mulțumim tare, tare mult. Mergem mai departe. Georgia, m-am întors și nu crezi că m-am întors cu mâna goală, m-am întors cu un super material care continuă seria noastră despre femei remarcabile. Și data asta despre cine crezi că vorbim? Păi eu știu despre cine vorbim și mă și bucur. Te-ai uitat, ai tras cu ochiul. Am tras cu ochiul, mă și bucur că dragilor, este vorba despre Maria Tănase. Era bună, generoasă, impulsivă, copilăroasă și șireată. Își apăra meseria împotriva vulgarității și falsificărilor, își ajuta colegii, se cheltuia fără preget, iubind, suferind, sperând, cu acea vitalitate amorală de care numai natura este în stare. Moartea a răpit-o prea de timpuriu, după ce boala îi alterase glasul și chipul. Ca un ultim omagiu, o mulțime impresionant de mare a condus-o la cimitir pe cea care întruchipase poate cel mai bine dorul și jalea, bucuriile și setea de viață ale oamenilor simpli. Nu știu ca Maria Tănase să figureze în multe enciclopedii sau hushuri. Vocea ei gravă a rămas prizoniera unor discuri și benzi de magnetofon, biete unelte care mai păstrează cu grijă ceea ce mai dăinuie din arta ei unică, fără gest, fără ochi, fără surâs, fără mâini. Un portret sumar datorat publicistului Valentin Lipati. Născută în București în anul 1913, Maria Tănase a fost atrasă de timpuriu de frumusețea cântecului nostru popular, pe care l-a slujit cu dragoste și cu o sensibilitate remarcabilă până la sfârșitul vieții sale. Dotată cu calități artistice deosebite, cu o rară capacitate de înțelegere și redare a muzicii populare în tot ceea ce are mai specific, mai pitoresc, mai emoționant, Maria Tănase a ridicat interpretarea cântecului popular românesc la nivelul unei arte de înaltă ținută, contribuind prin puternica ei personalitate la creșterea prestigiului și faimei de care se bucură arta noastră populară în întreaga lume. În mai 1934, Maria s-a angajat la Teatrul Cărăbuș, iar pe 2 iunie a debutat în spectacolul Cărăbuș Express sub pseudonimul Maria Tănasiu, pe care i l-a ales Constantin Tănase. În același an, în primă mansarda, romanța lui Nelo Manzati la casa de discuri Lifa Record. Pe 20 februarie 1938, crainicul postului de radio București anunța: tânăra cântăreață Maria Tănase, acompaniată de taraful Ion Matache, va interpreta cântece populare. Și debutanta și-a început recitalul cu Cine iubește și lasă. Dirijorul orchestrei radio, Teodor Rogalski, a spus după audiție: ne aflăm în fața unui fenomen. N-am auzit până acum niciun cântăreț izbutind să interpreteze cu asemenea talent cântecul nostru popular. Cine era Maria Tănase?
dădănase. Întrebarea a primit răspunsul după câteva zile, când o revistă a publicat o notă lămuritoare. Maria Tănase era fata grădinarului Ion Tănase din București. Avea 25 de ani neîmpliniți și îndrăgise muzica populară de când era în școala primară. Păi lungă-i drum, gorjul lui, dai mai lung al dorului, dai mai lung al dorului. Peste noapte, Maria Tănase devenise o mare și autentică vedetă. A urmat o vertiginoasă ascensiune care a culminat cu triumfalul succes obținut la New York, cu prilejul expoziției mondiale găzduită de Marea Metropolă Americană. Mărițe, oișca bună! Mai avem nevoie de o informație ca să putem să mergem liniștiți în această zi care tocmai a început. Să pășim așa, împăcați în săptămâna asta. Ce-ți dorești? Zi-mi ce-ți dorești. Săptămâna asta, sincer, liniște, cred. Cred că liniște. Lasă. Și sănătate și liniște. Bine, lasă, sănătate bani, și eu și sper că Olivia are vești frumoase pentru noi. Dacă nu, nu ne supărăm. Vedem ce ne spune ea la horoscop. Bună dimineața! Berbeci încep săptămâna cu o listă lungă de sarcini, dar nu-i sperie. Pentru ei, o provocare reprezintă ceva incitant. De fapt, sunt pregătiți chiar pentru un pic mai mult. Taurii au nevoie să-și pună ordine în gânduri. Somnul este posibil să fie agitat, să viseze mult și să fie confuzi până găsesc mesajul la care încearcă să ajungă. Le recomand să aibă încredere că acesta va veni la timpul potrivit. Pentru Gemeni, săptămâna începe cu multe treburi ce țin de serviciu. Ziua de luni nu se dezminte, dar și ei au resursele necesare pentru a le face față cu brio. Racii se bucură de mai multe oportunități profesionale care vin către ei și pot avea dileme în legătură cu alegerea cea mai potrivită. Îi sfătuiesc să nu se grăbească. Leii sunt hotărâți să facă bani. La urma urmei, ei reușesc tot ce își propun, iar până la urmă, pentru ei nu se reduce totul la bani. Fecioarele renegociază limitele din relații și mai mult caută să regăsească o armonie care le ajută să funcționeze. Sunt dispuse să asculte punctul de vedere al celuilalt fără să renunțe la al lor. Balanțele vor să facă pași înainte, dar pentru asta au nevoie să-și analizeze și să-și calculeze resursele în detaliu. Este esențial pentru a minimiza riscurile la care se expun. Scorpionii dau tot ce e mai bun din ei în ideea de a obține ceea ce își doresc. Totuși, dacă nu le este clar ce anume își doresc, au șanse să nu obțină exact ceea ce vor. Săgetătorii negociază responsabilitățile cu cei de acasă. Nativii primesc reproșuri că dedică prea mult timp activităților profesionale și le neglijează pe cele de acasă. Capricornii sunt hotărâți să găsească acea soluție de finanțare potrivită pentru investițiile pe care doresc să le facă. Sunt artiști când vine vorba de a calcula riscuri, ceea ce îi ajută să fie cu un pas înainte față de concurență. Vărsătorii fac pace cu mulți oameni din jurul lor, chiar dacă nu în discuții deschise. Vărsătorul este acea zodie care își procesează furia în solitudine, motiv pentru care este posibil nici să nu afle dacă un nativ a fost vreodată supărat pe el. Peștii se bucură de toată inspirația și intuiția pentru a începe ceva la care tânjesc de multă vreme. Este important să dea viață viselor lor, tocmai pentru a face loc altora. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Doamnelor și domnilor, a venit momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar cum ziua abia a început, vă invităm să ne rămâneți alături.